darurile Duhului Sfânt, pilda talanților, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a șaptea. În săptămâna patimilor, în Marțea Mare, Isus Hristos a spus câteva pilde. Iată astăzi, dintre acestea, vă voi aminti pilda talanților. Era un om care, plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mână avuția sa. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, fiecarea, după puterea lui, și a plecat. Îndată mergând, cel ce luase cinci talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea și cel cu doi a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talent s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteala cu ele. Și apropiindu-se cel care luase cinci talanți, a adus alți cinci talanți zicând, Doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți am câștigat cu ei!" zisa lui stăpânul. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se și cel cu doi talanți, a zis, Doamne, doi talanți mi-ai dat, iată, alți doi talanți am câștigat cu ei. zisa lui stăpânul. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se apoi și cel care primise un talent a zis, Doamne, am știut că ești om aspru care seceri de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat, și, temându-mă, m-am dus de-am ascuns talentul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău. Și răspunzând, stăpânul i-a zis, Slugă, vicleană și leneșe, știai că seceri unde n-am semănat și adun, de unde n-am împrăștiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zaraf și eu venind, aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați deci de la el talantul și dați-l celui ce are zece talanți. Căci tot celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nare și ce are îi se va lua. Ce sunt talanții? Talantul este o unitate veche de măsură a masei. În timpul Noului Testament avea 58,9 kg de argint. să descoperim ce simbolizează talanții primiți de fiecare, după cum ne învață Sfântul Grigorie cel Mare. Stăpânul acelor oameni îi cunoștea foarte bine și a dorit ca fiecare să își utilizeze darurile cu care era înzestrat. Primului i-a încredințat cinci talanți, iar cei cinci talanți simbolizează cele cinci simțuri. Auz, văz, gust, tactil, miros. Al doilea a primit doi talanți care simbolizează teoria și practica. Iar celui de al treilea i s-a dat un talant care simbolizează, așa cum intuiți, teoria. Dacă știm că talanții simbolizează darurile primite de la Dumnezeu, Identificați din viața voastră persoane care își înmulțesc constant aceste daruri. Dați două exemple și prezentațiile clasei. Ce daruri pot avea oamenii și nu le prea folosesc? Ce daruri aveți și pe care le valorizați cel mai bine?